Hamburger! Ah! Câți ani aveți? Câți ani ai? 14. 14 ani. Și tu? 14. 11. Păi și de unde mă știți? Păi ești din iubiri secrete. Da. Din iubiri secrete, da? Păi la câți ani aveai tu când erau iubiri secrete? Erai foarte mică, nu? Exact. Tot de la iubiri secrete? Da. Aoleu. Și de pe YouTube? Da. Foarte tare. Hai să facem o poză. Hai. Acolo în față se află podul Basarab. Iar acum o să mergem și o să vă arăt unde este liceul meu și unde am locuit eu pentru 10 ani. Faza e în modul următor. Eram pe stradă, pe aici avem de făcut niște chestii și pur și simplu mi-am adus aminte că nu v-am arătat niciodată unde este liceul meu, unde am copilărit eu, unde m-am jucat eu și unde am făcut toate nebunile atunci când eram mic. Este primăria sau fosta primăria sectorului 1. Nici măcar nu știu dacă mai este acum aici, pentru că știu că la un moment dat s-a schimbat, dar după cum arată, cred că a devenit instituția principală. Pentru vreo 3-4 ani de zile a fost în alt loc. Dacă voi știți, vă rog frumos să-mi scrieți treaba asta. Iar ăsta este liceul în care am învățat eu pentru 4 ani, între 2000 și 2004. Bună ziua! Așa. Vreți acolo liceul, colegiul național Ion Neculce, național Ion Neculce. Când am făcut eu, nu era așa, fai, era pur și simplu liceu. Bine, era liceu teoretic Ion Neculce. Da, sunt convins că nu pot să intru acum, mi-ar fi plăcut foarte mult să vă arăt clasa mea și să vă arăt unde s-a întâmplat o grămadă de nebunii pe care vi le-am povestit în video aniversar în care am împlinit 31 de ani. Aici ăsta e liceul pe care eu l-am băgat în sperieți, profesorii pe care i-am înnebunit, locul unde era să fiu exmatriculat, locul unde am rămas corigent, locul unde am reușit să iau bacul cu o notă foarte bună și locul care practic m-a definit ca și persoană, pentru că eu pe urmă facultatea, după cum foarte bine știți, nu a fost o chestie foarte importantă pentru mine, dar haideți să vă arăt ceva interesant. Nu a fost importantă pentru că am fost inconștient și știți foarte bine că ăsta a reprezentat tot timpul cel mai mare regret al meu. Dar haideți să vă arăt ceva. Deci aici avem liceu, da? Și clasa mea era undeva la etajul ăla, ceva de genul ăsta, puțin mai în față. Deci de aici, puțin, tel mai în față încolo. Acolo am învățat pentru vreo 2 ani, 2 sau 3 ani, ceva de genul ăsta. Iar eu locuiam din 2003 până în 2011, exact aici, la etajul 1, era apartamentul pe care, în care stăteam noi, eu cu taică-miu și cu maică-mea. Distanța pe care o făceam de acasă până la liceu era, nu știu, de vreo 2-3 minute. Distanța, timpul pe care îl făceam de acasă până la liceu era un extraordinar de scurt și totuși de fiecare dată întârziam. Deci încă o dată, acolo, ăla este apartamentul, iar acolo era clasa mea. Știți cum e? De fiecare dată când stai foarte aproape de un loc, ești cel care întârzie. Bunul meu și foarte vechiul meu prieten Cristian Gherasim, care stătea mult mai departe, mult mai departe, ajungea de fiecare dată la școală primul, niciodată nu întârzia, trebuia să ia ce luai, mă? Maxi taxiul și pe urmă venea cu, nu mai țin minte, combina ceva oricum, ca să ajungi la liceu și nu întârziai niciodată. Iar eu care stăteam aici și cu tovarășul Stanciu Alexandru, care stătea la Miciurin, deja raportat la distanța pe care aveam eu de parcurs, la el era foarte ușor. Noi întârziam de fiecare dată și o să vă arăt acum și intrarea elevilor, pe acolo era intrarea profesorilor. Mamă, bă, cât de tare, frate. Nu cred că pot să intru, uite, nici nu pot să filmez pe aici, au băgat de-astea. Da, interesant. Te vedeți acolo, trebuie să fie și statuia lui Neculce, dacă n-au dărâmat. A, nu, uite acolo. Statuia lui Neculce, unde ești, mă? A, așa, acolo. Sunt curios, voi cei care sunteți în București, în ce licee ai învățat sau în ce licee ați învățat sau e careva care a învățat aici în Ion Neculce. Acum o să mergem și o să vă arăt locul unde m-am născut în 1985 și pe care l-am părăsit cu durere în suflet în 2003. Are you coming to the tree?
este zona unde am copilărit eu. Aceasta este strada Dr. Felix. Merge din partea aia până exact aici. Piața Victoriei se află undeva încolo. Iar acum noi o să mergem în spatele blocului. Filmez acum cu gimbalul, deși vă spun că se poate declar că nu-mi face plăcere să folosesc tot timpul gimbalul. Mi se pare mișcarea puțin nenaturală. Mamă, dar ce aici, frate? E zgomot foarte mare. E zgomot, nu-i nimic. Hai să vă arăt. Mamă, frate, cât de ciudat mi se pare să fiu aici. Ăsta este blocul în care am locuit eu. Din păcate e zgomotul foarte mare. Așa, stați să vă arăt o secundă. La etajul 7, acolo sus undeva, am locuit eu. Iar asta este intrarea la bloc. Mamă, dacă de diferită e, frate, față de acum o grămadă de ani. Și veneam aici frumos și sunam la interfon, mi-aduc aminte și acum, 029 la etajul 7. Da, o secundă. E puțin așa emoționant, stai mă că nu te numărescul cu gimbalul, așa. E puțin emoționant să fiu aici după atât de mulți ani, dar viața merge înainte, lucrurile se schimbă. Mergem acum să vă arăt parcul Kiselev, parcul unde mă plimbam când eram mic, unde mi-am petrecut o foarte mare parte a adolescenței. Vă spun un lucru. Eu nu eram în țară când a fost toată nebunia de aici din piață, dar am urmărit toate evenimentele și vreau să vă spun pe această cale că a fost pentru prima oară sau pentru primele dăți în viața mea în care am simțit că sunt mândru 100% că sunt român vis-a-vis de românii mei. De fiecare dată când mă duc într-o altă țară și când mă întâlnesc cu oameni, le vorbesc despre România exact așa cum e. Nu sunt nici patriot, nici naționalist, nici nu știu, din ăstuia care să nu-i placă țara sau care să vorbească urât de țara lui, în niciun caz. Dar, de obicei, nu mă simțeam niciodată patriot alături de românii mei. Și vă spun că, nu știu, pentru mine, la mii de kilometri distanță față de evenimentele ce au avut loc aici, în Piața Victoriei, a fost foarte important, m-a făcut să mă trezesc din somn noaptea, să mă uit, să văd ce se mai întâmplă și să fiu fericit că, pe de o parte sau alta, vocea românilor pentru prima oară în foarte mulți ani a fost ascultată. Deci, pentru voi, astăzi, aici, eu mă înclin și vă mulțumesc că mi-ați dat acest sentiment. Ăsta este parcul în care eu mi-am petrecut copilăria, adolescența, chiar și o foarte bună parte din încercările mele legate de facultate. Aici veneam, cu parcul ăsta am crescut, are o grămadă de amintiri frumoase acest loc. Nu arată la fel cum arăta atunci când îl știam eu. Este ceva mai aranjat, este ceva mai frumos, dar totuși parcă și-a pierdut puțin din vibe-ul acela pe care l-avea acum mulți ani sau pur și simplu am îmbătrânit eu și asta este părerea mea. Nu-mi vine să cred că mai sunt aproape, mai puțin de o lună, câte mai sunt, vreo 3 săptămâni până când o să părăsesc România și sunt convins că nu mă voi întoarce pe aici pentru foarte, foarte, foarte mult timp și mi s-a făcut așa un dor teribil și un chef de a filma. Vă spun că se poate declar că mi-a fost super lene, deci în perioada asta mi-a fost super lene la mare cât am fost cu Alin Brancu,
Chiar știți că Alin Brancu și-a deschis canal de YouTube. Ia intrați și verificați aici în description Alin Brancu, să vedeți ce vloguri ca lumea face și să vedeți ce vloguri ca lumea o să facă și în continuare. Unul la mână pentru că îi place foarte mult și doi la mână pentru că și eu mă țin de capul și zic postează, 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 editează, filmează, filmează, filmează și treaba asta cred că oarecum îl impulsionează. Și vă spun că cel mai important lucru pentru el este feedback-ul vostru. Să nu au parte faptul că vorbim noi și ne sfătuim în legătură cu ce să filmăm și ce să facem împreună. Feedback-ul vostru este foarte important. Așadar, revenind. Uite, de exemplu, o diferență teribilă. Ăsta era locul în care veneam când aveam undeva la 5, 6, 7 ani. Și aici, mamă, frate, stai că am călcat de ceva. Bă, ești nebun, aoleu! Așa, și aici, de exemplu, erau super multe leagăne în partea asta. Aici țin minte că era un leagăn. Aici era un tobogan din ăsta. Aici era încă un leagăn. Acolo încă un leagăn. Cei care trăiesc în zona asta și cei care s-au născut cumva pe aici cunosc și știu la ce mă refer. Mamă, frate, deci cât am mai schimbarea. Super mare, super mare schimbarea. Știți care e faza? Eu sunt o persoană în general extraordinar de melancolică, super melancolică. Și de obicei dacă aș fi venit în locul ăsta înainte să încep să călătoresc, mai mult ca sigur că mi-ar fi venit să plâng sau m-aș fi simțit așa foarte emoționat. Acum lucrurile s-au schimbat puțin, pentru că ieșind din țară, spectrul de amintiri și spectrul de lucruri frumoase ce se află în momentul de față în capul meu este mult mai larg. Și de aceea lucrurile astea, deși sunt importante în continuare, importanța lor nu mai este la fel de mare precum era acum 10 ani sau acum 5 ani. Vă spun că se poate declara. Când veneam pe aici, undeva în perioada 2010-2014, frate, mă luau o grămadă de amintiri, o grămadă de nostalgie, o grămadă de chestii așa foarte dubioase. Acum treaba asta există, dar mă și gândesc că abia aștept să plec și mă și gândesc că abia aștept să cunosc alte locuri, să văd alte locuri, să pot să vă arăt alte locuri, să puteți să dați comentarii la noile mele videouri, să puteți să dați hate la noile mele videouri și să puteți să... Mamă, frate, ce-a țipat cineva acolo, ai zis? Bă, pe aici pe undeva, acolo, aici sau acolo, nu era un Jerry's Pizza, frate? Băi, așa ții minte că aici era un Jerry's Pizza. Unde e Jerry's Pizza? A dispărut? Când? Cum? De ce? Strange things that happen here, stranger.